situație. Dar nu luați în considerare o eventuală înscriere în partid? Vă veți înscrie în Partidul Social-Democrat? Totuși, ați fi primul om de pe lista celor de la PSD și PNL. Nu veți comunica niciodată? Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Imagini emoționante. Mai puțin doamnei Raluca Chiriac, noi zicem bună seara, n-am văzut om mai tăcut decât ăsta. Doamne, deci e ceva care răscolește ceva în mine, o antipatie, doamna Chiriac. Vă rog să vă liniștiți în primul rând. Nu chiar vreau să mă liniștesc, că rămân neliniștit pe speța asta. Deci, o cucoană s-a cocoțat în lista PSD-PNL, în fruntea listei PSD-PNL, și tratează pe jurnaliștii așa agasată. Dar lăsați-mă, domne, în pace, nu vreau să fiu decât locul 1 pe listă. În timp ce, desigur, se ducea să-i anunțe că nu e locul 1 pe listă, care alte treburi. Ea fiind genul de individă numită tot timpul. Un funcționar, o birocrată. Acum urma să fie... În sensul rău. Aleasă. Sensul bun. În sensul extraordinar. Dacă... Dar nu zici și tu bună ziua, nu zici dacă și tu la revedere. Dacă năvăliți pe pagina de Twitter a doamnei, dacă vă apucă ce nebunie... Ce să cauți, mă, acolo? Domnul Zanfir. Noi mai facem o vizualizare. Cu grijă dacă da, intrați. Pace, domnul, poate nu știți, dar are pagină de Twitter. Are un Twitter aici, are un Twitter. Ce scrie acolo? A Twitterit, a X-urit, că acum e ce că e vrea, mă? Zice așa. Confirm că nu candidez la alegerile Doamne pentru Parlamentul European bine. Din motive bine. Personale. Nu mă interesează orice continui motive binevenit. Să susțin Europa, să susțin Europa în România și România în Europa. Frumoase cuvinte. Nu, cuvinte frumoase, atenție, ne-a aveți mare. Ne-a scos de foame. Dom'le, ne susține doamna Chiriac Europa. Deci, unde ar fi că... fost Europa, bătrânul continent, fără Ramona Chiriac? Nu, dar faptul că nu mai au simțul penibil lui. Faptul că suntem susținuți în continuare de doamna Chiriac în Europa e un lucru bun, Răzvan. Trebuie să vezi și lucrurile un pic mai deschis. Mă, unde putea să ne saboteze în Europa. Și uite, a zis putea nu. Putea să ne scoată din Europa. Da, putea să facă nu știu dacă avea aceasta. Dar putea să ne saboteze, să vorbească urât despre noi. Nu, uite, ne-a confirmat că continuă să susțină România în Europa. Bă, frumos. Foarte mult tupeu în țara asta. Foarte mult tupeu în țara asta. Continui să susțin continui Europa, să România. Sus. Am o misiune grea. Da. Țin pe umerii mei greutatea aderării europene. O profesionistă. Hai mă, lasă-mă, mă, domnule, stați un pic. Bă, dar ai auzit de vreunul să fie un incompetent, dar să știți că ne place. Da, domnule, Nicuși Ordan. Da, când afară. Da, toți sunt profesioniști, toți sunt niște meseriași, da. Toți sunt spectaculoși. Vezi, da. Nici de Nicuși Ordan, n-a zis domnul Cârstoiu. Un matematician foarte bun. L-a verificat el, i-a dat 1 cu 1 fac 2. Da, domnule, e bun. Deci, toți sunt profesioniști, toți sunt meseriași. Tânsa a acceptat o nominalizare o săptămână mai târziu, s-a sucit. Nu, da, e spectaculos. Ce țară e asta, mă, la mișto, mă, ce bășcălie asta? Pare totuși o situație pe care a prilejuit-o domnul Ciolacu. Eu pe domnul Ciolacu l-am auzit venind cu această idee. Domnule, și trebuie o femeie independentă. După care a apărut această doamnă. Și acum stau și mă uit așa și mă gândesc. Domnule, totuși nu e o atmosferă neprofesionistă și pare o stare de încropeală, de găsire de soluții de-astea de ultimă oră. Pare o treabă neprofesionist făcută situația asta cu alegerile. L-ai adus pe domnul Cârstoiu și l-ai pus acolo candidat la primăria capitalei în condițiile în care omul ne spune că aici are altă necalitate. Omul ne spune la conferința de presă de ieri, domnule, zice, eu alaltă eram acceptat. E întrebat de proiecte, zice, domnule, încă nu știu că de-abia am acceptat, alaltă eram acceptat această invitație de a candida. După care seara este pe scaun la Antena 3 și vorbește despre semafoare, despre tot. Păi dacă ai acceptat alaltă ieri, de unde naiba poți să știi de semaforizare, de urbanizare, de, dacă ai acceptat alalte. E ca și cum Nicuși Ordan ar fi invitat acum în postura de manager de spital și în două zile deja începe să-ți vorbească despre sisteme de-astea care trebuie implementate la nivel de spital, cum trebuie monitorizat pacientul, cum te-ai uitat la el ca la un om neserios. Te-aia spun, totul pare o încropeală. Totul pare o încropeală și te-ai fi gândit, bă, de alegerile astea cruciale, te pregătești de o viață întreagă, nu? În cazul primarului pentru candidatului pentru primăria generală e apreciat că a acceptat și a rămas candidat. Da, da, nu, acum adică în condițiile măcar, actuale bă, deja. Bă, bă, om serios, a acceptat serios candidatura, candidează. Și merge mai departe, merge mai departe, adică da, nu. Și azi l-am văzut vorbind. Și azi, deci în continuare se candidat. Se confirmă candidatura. Presupunem alții care ți acceptă candidatura. Da. După care dispar de pe listă. S-au retras de motive personale. Mă, dar ce s-a petrecut în viața ta? În halul ăsta, încât săptămâna trecută erai candidat și săptămâna asta nu mai. Și doi la mână. Ok, te poți retrage, mă. Ți-ai făcut niște calcule de oportunitate, ți-ai dat seama că viața ta e încurcată de această candidatură. La prima vedere părea o idee bună,
mestecând un pic, rumegând un pic această oportunitate de a, de a fi europarlamentar, ți-ai înseamnă, băi, nu-i pentru mine. O regulă, și asta e la abordare, că nu ești legat de glie respectiv de listă. Nu ești condamnat. Bă, dar ce făcini cu coana asta, că mă enervează țopismul ăsta? Vă rog, gata. Hai. Dar ce mă, te deranjăm? Ce au put jurnaliștii? Ce dracu e tăta șmecherie pe capul tău? O funcționară de la Bruxelles. Haideți, gata. Deci, vă rog, gata, dați-i drumul de aici. Dar ne scuzi, ne retragem din țară să aibă Braluca Chiriac sau cum o cheamă loc. Nu, unde găsiți, mă, oamenii ăștia, mă, figuranții ăștia? Șmecherii ăștia trimiși așa. Adică ce să te retragi. Ursula, o femeie mare funcție ce are, reprezentanta Comisiei Europene la București. Mare nebunie. Te retragi. De... Dar te retragi totuși. Nu vreau să par așa bătrân. N-am avut niciodată, n-am interacționat cu instituția asta fantomă de la București. Mare șmecherii. Ce mai e reprezentanța Comisiei Europene? Ce să spui? Ce e mai trimisul lui Dumnezeu pe pământ? De unde mă atâta șmechereală? Vă rog. Săptămâna trecută căutau jurnaliștii. Doamne, dacă haideți să vorbim cu dumneavoastră, să vedem cine se... Deci gata, nu mă mai sunați, dar ce aveți? Mă hărțuiți? Bine că nu s-au dus să le depună plângere pentru hărțuire. Deci mă sunăm continuu. Bă, dar stai mă sub o piatră dacă nu vrei să fii deranjat. Acum mă întrebau oamenii ăștia de bun simț. Doamne, vezi candidat? Gata, nu intrați cu mine în lift. Are și liftul ei. Nu știu, mi se pare că suntem foarte luați de proști în țara asta, de niște mediocri, că nu înțeleg cine a urcat-o pe un piedestal, pe doamna Roxana Chiriac sau cum o cheamă, funcționară din Mai. Am înțeles, Mai. Când auzim de Mai, trebuie să ne punem mâinile pe piept, să ne prefacem morți, ca și cum trece ursul pe lângă noi, să nu cumva să respirăm că e Mai. Că toată lumea zice, Mai, nu știu ce, nu știu ce. Hai mă, gata, lăsați-ne în pace, sunteți oameni, 2020. Mai, nu mai e, dar acum... Respirați, mâncați, beți apă, gata, să ne așezăm, să devenim normali. Trimis acolo la Bruxelles, a venit de la Bruxelles, zici că s-a înviat de morți. S-a întors de la... Vedeți că dânsa s-a întors de la Bruxelles. Că e de la Bruxelles. Cred că și Iisus, după ce a înviat, era mai de comie, mai stătea, mai vorbea o glumă, oaia, oaia. A mai vorbit de cu ei. De glume n-am auzit, dar... Mai, Caterin, că vorbit, nu știi, n-ai de vorbit, acolo. Vorbea cu oricine interacționa. Dar da. Aici, bă, se pogorâse Sfântul Duh de la reprezentanța Comisiei Europene pentru Muritor. Nu vă rog. Cred că dacă încerca vreunul să intre în lift cu ea, nu vă rog. Vă rog, păstrați distanța. Dar hai să ne liniștim, normalizați-vă, umanizați-vă. Da, e întrebarea pe care ai pus-o. De unde au găsit-o pe doamna aceasta? Doamna aceasta le-a trântit ușa asta de lift în nas, nu doar jurnaliștilor, ci și liderilor partidelor din România care au nominalizat-o și au pus-o acolo în fruntea listei. Și acum stau și mă întreb totuși de unde au găsit-o pe femeia asta, că și dacă faci lucrul ăsta, îl faci într-o oarecare, îl faci cu oarecare totuși eleganță. Da? Vii cu oarecare, nu cu aroganță. I-a făcut cu aroganță, nu cu eleganță. Adică și dacă vii și ești ușa în nas, bă, o trântești mai ușor să nu se... Dar nu poți să închizi încet? Poate lovești pe cineva cu ea. Păi lași și pe... Păi nu le plâng eu de milă nu nici domnilor Ciucă și bă, Ciolacu, da. Nici partidelor pe ansamblu. Nu, e treaba mea. Bă, te-i lași pe ăștia, nu-ți dai un mesaj pe Twitter că, sau X sau cum dracu se numește acum. Vedeți că în continuare... Platform, Twitter. Am decis să vă am susțin să vă... în continuare. Puteam să fac... Ha, cine așa? Cum, pe cine să susținem? România în Europa să susținem. Bine că nu declanșează campanie vă... Roig. Dom'le, nu știu, așa purta atmosfera. Da, Ciucă, la un decis... moment dat un comentariu. Dom'le, să vedem, nu știu, acum aflăm... Șumul ăla, săracu, ea încurca, n-are... Bă, și-a făcut și ea un rost în viață, o punem pe doamna asta. Adică, care-i, mă, bă, de unde atitudinea asta, mă? Pentru că atitudinea asta e atitudinea de funcționar de la ghișeu. Funcționarul ăla de la ANAF. Vă rog. Ce a zis? Vorbiți acolo în ghișeu. Trebuie să te apleci. Deci mai ții minte cum e gurița aia așa de ghișeu? Da. Deci nu vă supărați, am venit și eu aici să vă dau o cărță de bani pe care nu-i meritați. Da. Mai tare, vă rog. Am venit să vă aduc banii. Dați-vă mai în spate, că-mi respirați în... Unde pun bani? Dați-mi... Depuneți la ghișeu 5 documentul digital. Și te duci la ghișeu 5 cu documentul digital. Cine v-a trimis? Poftiți? Cine v-a trimis? Mă, trebuie să la ghișeu 3. De la ghișeu... Hai, dați-mi să mă uit pe ele. Birocratul, funcționărașul de la instituțiile statului, ăla care când stă el pe scaunul ăla de-i vine bordura de ghișeu până la gât și tu trebuie să te ploc. Dacă se poate să vă dau și eu banii, dacă doriți să-mi luați banii. Stați, domnule, la... Gata, am cer sui. Nu că nu mă grăbeam. Când puteți dumneavoastră, că trec cu suia de viață. Aici vreau să-mi o petrec. M-am născut să stau în coadă la voi la ANAF să vă dau bani. Așa. O vedem la scară mult mai mare la pogorâta pe pământ. Da, vă rog, sunt o birocrată de la Bruxelles, da, am dat un concurs pe post, mută hârtiile de stânga în dreapta, vă rog, n-am timp de dumneavoastră. Băi, am văzut chirurgi mai modești,
salva omul Coseau. Ai văzut pe domnul Cristoiu? Domnul Cristoiu, uite, e un exemplu. Da, domnule, nu vreau să politizez. Modestie. Nu vreau să politizez. Deci am văzut oameni care salvau viața. Da. Înțelegi? Deci pompieri te scoteau din foc și după aia, da, bine, cu plăcere. Vezi, nu te-a apucat de droguri, că e păcat că mi-a riscat viața să ți-o salvezi ca să ți-o distrugi tu, știi? Păi și aici, vă rog foarte mult, sunt reprezentant al Comisiei Europene la București. Păi așa și, așa și, te rog eu frumos, lămurește-mă și pe mine. Că ăsta nu vorbim acum despre doamna, cum o cheamă, mă? Rodrigo Chiriac. Sau cum Rodica, cheamă? Rodica. Rodica Chiriac. Domnul, cu tot respectul, nu vreau să vă simțiți prost. Sunteți nimeni, domne. Nu existați. Spațiu public. Pentru familie, pentru prieteni, pentru angajații dumneavoastră. Probabil sunt. Pentru cei care au nevoie de avizarea, probabil, unui document. Domne, cine are nevoie de bună? Dar o hârtie de sângă. Dar pentru publicul larg, la nivelul României, nu existați. Nu vă simțiți, bă, nici noi nu existăm. Puțin oameni există la nivelul națiunii. Dar dumneavoastră chiar nu existați. Dar să vii cu atitudinea asta. Cineva trebuie să se bată cu atitudinea asta, mă. Deci eu vreau următoarea revoluție. A fost revoluția aia, anticorupție, de democratizare. Deci prima dată ne-am democratizat, după care am luptat împotriva corupției. Bă, următoarea trebuie să fie de umanizare. Deci să se termine cu șmecheria asta. Cu statutul ăsta de... Păi dumneavoastră știi domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu a zis să se termine cu șmecheria. Nu sunt un birocrat. Păi n-a zis, mă, Ciolacu, să se termine, păi, cu șmecheria. Păi a zis, dar văd că nu s-a terminat, mai rău s-a aventurat șmecheria. Deci eu nu mă refer la această persoană, mă refer la mă refer ce reprezintă persoana. Mai ales la această publică. Persoană care ne-a fost pusă în cap de această alianță, cap de listă la europarlamentare. Bă, mă, Cardă era numărul 1 pe listă. Instaurat acolo și oamenii ăștia se țin după ea din cauza faptului că a fost pus acolo. Deci, practic, trebuie să ne dea o explicație cel care ea a avut această idee. Ea nu vorbește cu oricine. Domnule. Ea nu dă bună ziua. Deci erau jurnale, bă, n-a pus să-i salut. Vezi zic, domnule, nu vreau să de fac bine de rău, Giovanni, pe care a început să mai vorbească, parcă vezi, la un podcast. Parcă mașina dădea 100 de lei. Aici, da. Vă rog, deci e vorba de atitudine. Haideți să încercăm să fim un pic... Nu zice nimeni că dacă te aleargă jurnalistul cu microfonul ăla, dar nu poți să te duci la toaletă și cum intrau ăia în perioada lui Dragnea pe WC-uri, mai mult pe WC-uri să scape de presă. Da. Înțeleg, nu uite, nu-ți bag microfonul când tu... Na. Dar păi ce scrie și nu e ca și cum știi care chestia, am mai văzut-o în fugă și pe doamna Firea, am mai văzut și în fugă l-am văzut și pe domnul Ciolacu mergând încolo, dar nu e ca și cum doamna aceasta a ținut o conferință de presă, cum a ținut sau cum urma să țină Marcel Ciolacu și domne, am lămurit atunci lucrurile, acum o să mă vă țineți după mine toată viața. Domne, femeia n-a zis niciodată nimic. Deci nu a apărut niciodată zicând nimic. Nu a fost impusă în spațiu public de către această listă. Poți să mergi și pe tăcere. Da. Și restul e tăcere. Poți, silențios. Bă, dar spune. Deci, nu mă mai urmăriți că mă urmez de ce? Nu fac declarații. Nu e stilul meu să vorbesc cu dumneavoastră. O să facă partidul acolo. Trebuie să facă declarații. Bună ziua, la revedere. Ești condamnat la declarații. Știi când, cum râdeam de Parlamentul României că a dat o lege în care oamenii care au copii mici primesc prioritate la coadă. Și mă gândeam, am ajuns să reglementăm așa, nu e o chestie de bun simț. Te dai acolo o parte când le vezi bă, că stă cu bebelușul sau copilul mic. Domnul de Zanfir. Bă, trebuie să dăm o lege să spui bună ziua și la revedere, mă, în țara asta. Duduia aceasta reprezintă România. Nu-i mai zice Duduia, că nu Duduia s-a era dus manta acolo. Lui Carol al doilea. Ea nu s-a dus acolo ca o particular. Ea s-a dus acolo reprezentând România și în funcția în care s-a întoarce, ea se duce acolo reprezentând România. Are explicații de dat, are declarații de făcut pentru că reprezintă România. Nu s-a dus acolo ca un privat. Bă, nene, vă țineți după mine, stați un pic, ce treabă aveți una, ce treabă am eu cu voi și ce treabă aveți voi cu mine. Domnule, este reprezentanta României. Hai să-l ascultăm pe domnul Ciucă și el încurcat de această veste venită așa dintr-o dată. Dacă l-aveți pregătit. Nu mă grăbesc să iau niciun fel de decizie, dați-ne voie să vedem despre ce este vorba, analizăm și în funcție de ce elemente de concretețe avem, vom lua o decizie. Există varianta în care să fie făcută o tragere la sorți și să deschidă această listă pentru europarlamentare Mihai Tudose sau Urareș Bogdan, adică să se facă o tragere la sorți între cei doi? Eu cred că este o chestiune cât se poate de serioasă și dacă ajungem să o tragem la sorți, ducem în derizoriu o poziție pe lista de europarlamentare. Nu se trage la sorți pentru o astfel de poziție. Atunci aveți o altă propunere pentru a deschide această listă? Știți cum se zice la noi la români? Cade omul
stă un pic și după aia se ridică. Dați-ne voie să decantăm și să vedem despre ce este vorba. Doamne, i-a zis-o bine pe asta, ca de omul stă un pic, deci acum domnul Ciucă, în veselia domnului sale, un pic căsut. Zice, da, admite că e o mică cădere acolo. Da, să vedem, da, mi-a plăcut asta, da. Da. Deci, asta, stai să vedem despre ce vorba. Stai să fac, e consternat. Adică, totuși... Nu mai vrea? Păi, dar am vorbit, ce fel de oameni suntem? Mă uitam și eu să văd rolul reprezentanței Comisiei Europene în România. S-a capac. Acordă sprijin președintei sau președintelui și întregii comisii în cadrul interacțiunii acestora cu România. Și dacă vine aia pe aici, probabil sună. Și de mâncat unde ziceți că e mai bine? Mergeți pe Calea Victoriei, să aveți grijă că e un pic de turist, trebuie voi avea, dar dumneavoastră aveți bani la Comisia Europeană. Și da, să nu luați taxiul cu maimuță, mai bine comandați pe aplicație. Asta e, ce sprijin acordă? Promovează un dialog politic permanent cu autoritățile naționale, regionale și locale, precum și cu structurile parlamentare, cu partenerii sociali, cu alte părți interesate, cu mediul universitar și cu reprezentanții, deci, societății civile. Ce îmi spui, Matale, acum înseamnă că nu face nimic. Deci, și ce, pe cuvintele astea multe înseamnă... De doamna asta? Nu! Păi ce dialog permanent ai avut, mă, cu autoritățile naționale, regionale și locale, structuri parlamentare, parteneri sociali? Deci ultimul lucru pe care poți să-l asociezi, doamne, este dialog. Ultima, poți să asociezi orice, mai puțin dialog. Iată, cam și mai mișto. Acționează ca vocea Comisiei în România și comunică în legătură cu aspecte legate de Uniunea Europeană cu presa, pe rețele sociale, postează pe Facebook. Băi, o bătaie de joc, păstrând un contact direct cu presa națională, regională și locală. Nu o știe nimeni din presă. Nu o știe nimeni din presă. Bă, pe femeia aceasta. Să mergem mai departe. Ce e asta, mă, reprezentanța comisiei? Se spală bani aici? De curiozitate. Că uite, eu sunt în presa națională și n-am reușit să interacționez cu ea. Cu doamna asta. Am încercat săptămâna trecută. Hai, doamne, să o căutăm. Nu răspundea niciunui jurnalist. Am vorbit cu alt jurnalist. Bă, voi ați dat de... În condițiile actuale. Cine? Dar în condițiile precedente, de asemenea, n-ai văzut-o vreodată intervenientă. Și ne ocupăm cu așa ceva. Adică de aici mirarea totuși. Ar trebui să... Furnizează președintelui și comisiei informații cu privire la țara respectivă. Țara respectivă. Nici n-a fost în stare să spună România. Țara respectivă. Și, domnule, Africa aici, domnule, i s-a prezentat, știți, domnul Iohannis în legătură cu Rwanda. Nu salutați cu mâna întinsă. Aplecați-vă, este o cutumă. Ce asta, mă, informații cu privire la țara respectivă? Reprezentați acum, vedeți, aici este, se obișnuiește să sărutați mâna femeilor și să o strângeți ferm, dar nu dureros, bărbaților. Mare grijă. Românii reacționează violent dacă sunt atinși în... Era să spun unde. Da, ce mă deranjează e că această doamnă se va duce iar într-o funcție de genul acesta, se va mușamaliza iar într-o funcție de genul acesta, se va închisui, nu că se întâmplă, într-o funcție de genul acesta, de unde va trăi bine până la adânci bătrânițe. Acum, haideți să o vedem și pe doamna Gabriela Firea, care mai degrabă și dânsa era încurcată de acel loc de europarlamentar care îi era hărăzit. Era trecut în dreptul domniei sale acel loc de europarlamentar. Doamna Gabriela Firea, astăzi și dânsa într-o dinamică pe holurile astea ale Parlamentului. Rămâneți în cele din urmă pe lista pentru europarlamentare. Vom discuta, nu știu. Vă doriți un astfel de, de loc? Credeți că ar fi oportun? Vom discuta cu colegii și vom vedea ce. Aș vrea să mai rămâneți pe listă? N-am cerut nimic, sincer. Aport informație că... Rămâne valabil. Eu chiar nu am cerut nimic, pentru că mi se pare, după ce am luptat 3 ani și jumătate să reprezint PSD la primăria capitalei, să vin să cer ceva. Bun, da, vi s-a oferit din partea președintelui? Au fost niște discuții, dar nu s-au finalizat. Am sper să le închei aici. Veți avea funcție, discuția decisivă? Probabil că da. Am fost invitată și am avea niște discuții la CPN-ul. A părut aseară o informație, doamna Firea, că ați fi refuzat acest post. Puteți confirma după acesta? Nici nu am acceptat, nici m-am refuzat. Dar repet, încerc să revin personal din acest moment dificil pentru care m-am pregătit 3 ani și jumătate și nu am fost să fie. Doamna Firea, pentru cariera dumneavoastră politică, cum ar fi mai bine? Să rămâneți în capitală, să rămâneți conectată la viața politică de la București sau să mergeți la Bruxelles? Să fiu alături de oameni și de colegi. Hai, gata. Unde? Am avut un proiect împreună cu toți colegii mei de la București pentru a recâștiga primăria capitalei. Am muncit 3 ani și jumătate la acest proiect administrativ cu soluții concrete pentru București. Ne-am pregătit. Decizia politică luată de coaliție
o respectăm și de aici înainte nu mai este loc, să spunem, de alte comentarii cu privire la ceea ce ne-am dorit noi anterior și campania pe care am făcut-o noi anterior aceste decizii politice. Deci, doamna Firea, după ce s-a decis că va deveni o doamnă europarlamentar, domnul Zanfir, pentru că te văd deschis la dialog, da, nu da. Ca pe doamna Chiriac, vreau să te întreb, fără că nu mă oferesc de întrebări mai dure, te întreb, crezi că i-a dezamăgit pe bucureșteni doamna Firea nemai candidând, pentru că bucureștenii au cerut să candideze la primărie cu... Dom'le, trebuie să candidați neapărat. Și dânsa a ales să nu mai candideze, să se ducă într-un loc la Bruxelles, să nu mai candideze, putea să candideze independent. În primul rând, a ales doamna Firea să nu candideze. Păi putea să candideze independent. Candida independent ca să ce? Păi bucureștenii au cerut lucrul ăsta. I-au cerut lucrul ăsta bucureștenii. Bucureștenii au cerut să se întoarcă la primărie. Dacă se întoarcă la pe școala de gândire a doamnei Firea. Da. Doamna Firea și-a dat seama că nu se poate întoarce la primărie decât dacă e candidatul Partidului Social Democrat. N-a fost candidatul Partidului Social Democrat. Asta e. Cum depășește doamna Firea momentul ăsta, îl vor depăși și bucureștenii. Dar uite-te și tu puțin, doamna asta de care am vorbit puțin mai devreme, și nu-i mai pronunț numele că nu vreau să-i fac reclamă, așa. Dom'le, te pune în situația neplăcută. Dar o aprecia pe doamna Firea. Nu doar pe doamna. Mă rog. Dar începe să apreciezi oamenii care stau să vorbească cu tine, care te bagă în seamă. Pentru că altfel ai senzația așa că ești un parazit al societății care stă atârnat la declarațiile marii reprezentante. M-am uitat acolo, 20-30 de angajați, nu mai fel de fut. Ce faceți, bă, toată ziua? Pe cuvântul meu, apropo de oameni care freacă menta în sensul istoric al termenului. Vă rog să vă liniștiți. Ca nu, să nu miroasă cred că, masa, frumos. Nu, nu cred că au nevoie de tu mentă. Tu nu freci menta? Nu. Niciodată? Ar nu, trebui? Că învață spun să freci menta. Este o practică străveche. Am impresia că acolo nu e nevoie de mentă. De ce? La... Este deja dementă? Da. Nu e nevoie de dementă? S-a sunat. Ce doamne a sunat? S-a auzit pe fundal și o ambulanță. Da. Haide să nu nebunim. Domnul Buzea, deci, atât au inventat. Nu mă întrebă, atâta sunt ei acolo, dacă și întreb și păi nu știu cine sunt, poate sunt oameni ok, vă, că nici pozele nu și-au pus pe... Lucrez la reprezentanța Comisiei Europene la București. Aoleu, deci nici tu nu faci nimic. Ce e asta, mă? Cu tot respectul pentru muncile lor, am văzut că tot pe site numai comunicate. Să știți că, dar să știți că, păi le iau din presa unui nevoie de vă. Comisia și comunitatea de cercetare elaborează orientări privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale generative în cercetare. Știre de pe 21 martie. Aveți o clădire turn în care să vă lăfăiți acolo ca niște corporatiști pe bani publici europeni ca să-mi dați știrea asta pe care am văzut-o în toată presa. Dar ce important. Dai un telefon acolo? Nu-ți răspunde nimeni. Păi da, de ce sunați? Nu știți să dați mesaje? Să nu vă răspundem la mesaje? Preferați să nu vă răspundem la mail-uri sau preferați să nu vă răspundem la apeluri? După care, 10 regiuni ale Uniunii Europene au fost selectate în cadrul pilonului 2 al mecanismului de stimulare a talentelor pentru a le ajuta la atenuarea efectelor schimbărilor demografice. Domnul Zanfir, se pregătește măria sa, Marcel Ciolacu, să vorbească națiunii. Chiar sunt curios. Să o explice, sunt convins că va găsi o explicație plauzibilă pentru aroganța acestei doamne. Eu le-am zis de la început, treia deschisă lista cu Maria Grapini. N-au vrut să mă... Doamna Grapini, dar dânsă e o problemă... Pentru că Maria Grapini oricum e independent, că a dat afară pierdorii. E o problemă vorbirea. La doamna Grapini e o problemă vorbirea, nu nevorbirea. Hai domnul să vedem. Domnul Maciu Consiliului Politic Național, am validat primii de pe lista... de europarlamentare, de pe lista comună cu, în alianța electorală cu Partidul Național Liberal și urmând săptămâna viitoare diferența de candidați după ce mai primim anumite sondaje de opinie și o să vină și niște discuții în interiorul coaliției dacă vom mai avea candidați comuni în alte județe, vom definitiva lista și vom veni și o să o anunțăm presei. Ceea ce privește lista de europarlamentar PSD, avem pe domnul Mihai Tudose, doamna Gabriela Firea, domnul Claudiu Manda, domnul Victor Negrescu, domnul Vasile Dâncu, domnul Gheorghe Cârciu, domnul Dragoș Benea, domnul Dan Nica, domnul Ștefan Mușoiu și doamna Roxana Mânzatu, domnul Andy Cristea, doamna Larisa Blănari, domnul Florian Valentin Sălăjeanu, Mădălina Lazăr
și lista va continua. Vă rog, mă stau la dispoziție cu orice întrebare. Bună seara, Marius Gârlașiu, observator Antena 1. Domnule Ciolacu, vă rugăm să ne lămuriți de ce s-a retras de pe această listă doamna Ramona Chiriac, ce v-a transmis mai exact. Au apărut unele informații din surse care spun că Ramona Chiriac v-ar fi cerut chiar nominalizarea din partea României pentru postul de comisar european în viitoarea Comisie Europeană. Ce v-a transmis mai exact, care a fost explicația dânsei în discuția pe care ați purtat-o? Și de asemenea aș vrea să ne lămuriți dacă Mihai Tudose este o opțiune pentru a fi acum cap de listă, pentru că există lideri ai Partidului Național Liberal care spun că nu-și doresc acest lucru și că ar fi nevoie de o nouă discuție în coaliția de guvernare pentru a găsi o altă femeie independentă care să deschidă această listă. Doamna Ramona Chiriac, președinta reprezentanței Comisiei Europene la București, după cum știți, s-a suspendat după ce au fost discuțiile din spațiu public că va candida pe lista comună a Alianței Partidului Social Democrat și Partidului Național Liberal, a anunțat public de ce anume s-a retras. Nu pot comenta eu o decizie luată de doamna Ramona Chiriac, care a și anunțat public de ce a făcut acest lucru. N-am avut niciodată o discuție în ceea ce privește comisarul României. În primul și în primul rând, cred că această discuție, fără să deranjez pe nimeni, va trebui în primul rând să o am cu președintele României, deoarece, conform deciziei CCR, președintele României este reprezentantul României în Consiliul European, unde se decid comisarii și funcțiile de comisari. România în acest moment nu știe ce portofoliu de comisar să aibă. Întâi se negociază portofoliu în cadrul Consiliului și reprezentantul României este președintele României și pe urmă, cu adevărat, coaliția hotărăște persoana cea mai potrivită pentru a reprezenta România la Comisia Europeană. Asta ca și calendar. Cred că prin octombrie anul viitor va fi această desemnare. Deci este puțin probabil să cineva să aibă o discuție, să promită cuiva că este comisar, nu știe nici măcar portofoliu. Referitor la domnul Tudose, este o opțiune pentru referitor a deschide lista? Referitor la domnul Tudose, este o opțiune de deschidere a listei, dar în urma deciziei luate de doamna Ramona Chiriac, sunt ferm convins că în zilele următoare o să mă văd cu domnul președinte Nicolae Ciucă și, cum este normal, vom hotărâ împreună cum vom merge mai departe. Eu îmi doresc în acest moment ca listele să fie deschise de reprezentanții celor două partide. Dacă îmi permiteți o ultimă întrebare, i-aș cerut doamnei Ramona Chiriac să se înscrie în Partidul Social Democrat? Nu am avut această discuție. Vă rog frumos. A postat, a explicat. Nu vreau să intru în detalii. Am stat de vorbă cu doamna Ramona Chiriac. Și cunosc detalii de ce doamna Ramona Chiriac nu a dorit să continue în această zonă politică. Mulțumesc. Este și ambasador, doamna Ramona Chiriac. Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. Organizația PNL Prahova a anunțat că vor să-l mai susțină pentru încă un mandat pe Iulian Dumitrescu. V-aș întreba dacă acest lucru ar putea să dăuneze coaliției de guvernare în contextul în care Iulian Dumitrescu știm că în momentul de față este sub control judiciar. Eu nu-l susțin pe domnul Iulian Dumitrescu și nici nu-l susține Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat nu va susține pe Iulian Dumitrescu. Veți avea o discuție în coaliție pe această temă? Dacă PNL ar nu. Trebui să... Nu, Partidul Social Democrat are candidat propriu în persoana domnului Nanu la Prahova pentru Consiliul Județean și va câștiga Consiliul Județean. Mai am o singură întrebare legată de un alt subiect. Cei de la hipermarketuri v-au propus ca marile magazine să fie închise în weekend. Luați în calcul o astfel de măsură? Am dat-o în discuție la tehnicul guvernului să vedem în primul rând impactul. Nu e o decizie ușoară. Acum trebuie să fim corecți că nu există evaziune la supermarketuri. În primul rând. Al doilea rând, nu știm dacă acoperim nevoia cetățenilor dacă închidem supermarket.
nu era vorba numai de supermarket, era vorba de toate magazinele alimentare. Și atunci românii ni s-a spus să-și facă aprovizionarea până sâmbătă la prânz. Eu nu pot spune românilor când se ducă la magazin să-și cumpere alimente. Totuși, e decizia dumneavoastră, e decizia mea, a fiecăruia dintre noi. Dar am dat un calcul să vedem totuși impactul câți... Nu e o decizie ușoară. Dar dacă avem un sistem alternativ viabil, atunci se poate ajunge la o astfel de decizie. Mulțumesc. Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Antena 3 CNN. Aș vrea să vă rog să ne spuneți cine ar trebui să deconteze un eventual eșec al candidatului Cătălin Cârstoiu la primăria Capitalei. Din punctul meu de vedere, domnul doctor Cârstoiu va câștiga primăria Capitalei. După data de 9, ca întotdeauna am să vin în fața dumneavoastră, cred, mai mult ca sigur, că voi veni în fața dumneavoastră să anunț victoria domnului doctor Cârstoi. Și dacă nu va fi cazul să anunțați o victorie, ce veți face? Vă anunț. Vă veți da demisia? Sau nu vă veți... pot anunța. Eu nu pot. Vreți să mă exprim pe ceva care e în viitor, ceva care se poate întâmpla. Nu vreau să fac acest lucru, fiindcă nu este corect. S-ar putea să influențeze șansele domnului doctor sau ale contracandidaților. Eu îl susțin pe domnul doctor și toți colegii mei. Și a avut o prezentare de excepție astăzi în cadrul Consiliului Politic Național. Ați avut ieri o întâlnire și cu Selin Gauer. A cerut Comisia Europeană să fie redus pragul pentru IMM-uri și spunea că trebuie redus rapid, nu în 2026. Toate aceste lucruri sunt trecute în PNRR, nu de către Marcel Ciolacu. Sunt trecute de domnul prim-ministru, cum îl chema? Căciu. Cățu. Așa. Și cu domnul Ghinea. Dânșii au semnat aceste lucruri în PNRR. Că au uitat să vă anunțe și pe dumneavoastră, fiindcă erau secrete, ce au trecut în jalonul 206, asta e cu totul altceva. Sunt într-un dialog cu Comisia și încercăm să găsim soluțiile cele mai bune. Cu adevărat, dacă nu ajungem la un acord, România riscă să pierdă 500 de milioane pentru neîndeplinirea acestui jalon. Și ce va face în acest caz? Va pierde banii sau mai degrabă va scădea pragul pentru IMM? Cred că e o discuție care urmează să avem o discuție publică și să avem, în primul rând, cu cei afectați. Bună seara, Elena Cangașu. Nu susțin modificarea. Digi24. Aș vrea să revin puțin la întrebarea legată de doamna Chiriac. Nu au existat semnale în aceste zile că nu ar mai vrea să deschidă lista de ați ajuns astăzi am avut ziua o discuție în care ați discutat? Am avut o discuție cu doamna Chiriac, însă a făcut public faptul că nu mai dorește să candideze și cred că este suficient. Dar au fost este o problemă a dânsei personal și eu n-am niciun drept să vorbesc. Mai aveți timp să găsiți acum o femeie independentă care să deschidă lista? Am răspuns și colegului dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, cred că în acest moment cele două partide au suficienți de bine pregătiți oameni care să deschidă această listă. Și pe încă un subiect, vă rog, dacă îl veți mai susține la CJ Călăraș pe domnul Iliuță, care Dar ce a făcut domnul Iliuță? Este anchetat într-un dosar de corupție. De unde știți? Din informațiile apărute în presă. Nu există aceste informații? Există vreun comunicat al DNA-ului în acest sens? Activitatea DNA-ului este una publică. A existat? Există vreun... Dacă DNA-ul intră într-o primărie, înseamnă că imediat primarul are dosar penal? N-am văzut. Da, eu îl susțin pe domnul Iluță pentru că până acum nu este niciun anunț că are un dosar penal. Că este urmărit penal, că are vreo decizie, dacă va avea o decizie de control judiciar, este exclus să susțin. Mulțumesc. Bună seara, Alex. Pe oricine are o decizie luată de către un magistrat, arest la domiciliu, control judiciar, Partidul Social Democrat nu-l va susține pentru nicio funcție și nicio demnitate publică.
Bună seara, Alexia Ditkov, jurnalist Realitatea Plus. Vreau să-mi spuneți cum credeți că se vor desfășura alegerile de anul acesta, fiindcă este un an foarte important, 4 rânduri de alegeri, și ce rezultat credeți că veți avea la capitală, fiindcă domnul profesor dr. Cătălin Cârstoiu nu a mai avut experiență politică și are contracandidați foarte puternici, chiar cu experiență mult mai multă decât acesta. După cum bine știm, Bucureștiul a mai avut pentru această primar, funcție. Tot medic. Domnul doctor Cătălin Cârstoiu recomandă foarte multe lucruri pentru funcția de primar general. Noi vorbim de Primăria Generală a Capitalei României, de București. O primărie, în primul rând, a unei capitale europene. Mai mult, e primăria, e capitala a unei țări membre a Uniunii Europene. Nu numai că suntem în Europa. Suntem al 6-lea stat ca și mărime din cadrul Uniunii Europene în acest moment. Eu cred că primarul general al capitalei trebuie să fie un om de ținută și de calitatea domnului doctor Cârstoiu. Dacă tot spuneți că veți câștiga alegerile pentru primăria capitalei... Vreți să vă spun că le pierd? Ce strategie aveți în acest sens? Fiindcă bă, o, să aveți vedeți, o strategie. Urmează campania electorală. E strategia fiecărui partid. Silviu Jugaru, știrile B1. Cum priviți retragerea domnului Titus Corlățean? Este o decizie a domniei sale. Era cu recomandarea. Lista pe care v-am prezentat-o e compusă din propuneri pe fiecare regiune de dezvoltare. Regiunea Dâmbovița, Ialomița, Teleorman, mai multe județe l-au propus pe domnul Titus Corlățean. Dânsul n-a dorit să meargă mai departe. Regiunea respectivă, județele respective, președinții veniți la Consiliul Politic Național, s-au strâns și au venit cu altă propunere. L-au propus cu domnul Mușoiu Ștefan, președintele Comisiei de Afaceri Europene. Și încă o întrebare, Maria Grapini mai este o variantă pentru europarlamentare? Este o variantă pentru europarlamentare. Mulțumesc! Bună seara, Iulian Ionescu, Ecopolitic. Domnul președinte, ați făcut referire la anumite decizii pe care le-ați luat în legătură cu consiliile județene, cu președinții de consilii județene. În Buzău... Candidații pentru... Poftiți? Candidații. Da, candidații. Ok. Îmi puteți detalia puțin la Buzău ce decizii ați luat și dacă luni s-a luat? Luni vom lua decizii. Și până luni? Astăzi ați avut o evaluare, că ați făcut referire inclusiv la anumite sondaje. E o regulă în partid. În primul rând, președintele de organizație trebuie să hotărască dacă dânsul dorește, în speță este domnul Romașcanu Lucian, dacă dorește să candideze sau nu. Dar actualul președinte își dorește? Presupun că da. Dar eu am discuțiile cu fiecare președinte de organizație. Și luni veți anunța? Încă. Okay. Iertați-mă, așa este democrația. Nu, eu v-am întrebat ținând cont că dumneavoastră sunteți din Buzău și de asta credeam că știți exact despre ce. Luni, împreună cu domnul Neagu și cu domnul Romașcanu și cu domnul Paul Stănescu, secretarul general al partidului, toți patru vom lua o decizie. Inclusiv la municipiu? La municipiu s-a hotărât, domnul Constantin Ton. Ok, mulțumesc. Bună ziua, Octavian Vasilescu, Euronews România. Tot legat de alegerile locale, credeți că ar fi totuși mai bine să aveți candidaturi separate în provincie? Pentru că anumiți lideri PNL spuneau că ar trebui să rămână doar lista comună la europarlamentare, iar în provincie fiecare partid să vină cu candidatul său. Este o democrație internă a partidului. Așa am hotărât cu domnul președinte Nicolae Ciucă, ca fiecare organizație să hotărască, atât de la Partidul Național Liberal, cât și de la Partidul Social Democrat. În anumite organizații, cum a fost la București, a fost o decizie politică, din punctul meu de vedere, luată îndreptățit în acest moment, pentru că dorim să câștigăm funcția de primar general al capitalei. Restul este decizia fiecărei organizații, pe care o să o respectăm. Ca și decizia fiecărui președinte dacă dorește să candideze local sau nu.
Și încă o întrebare, văd că aveți în spatele dumneavoastră steagul Alianței NATO. Ce șanse credeți că are președintele Klaus Iohannis în această cursă pentru care și-a anunțat deja intenția? România are șanse. Și România merită să fie reprezentată la un nivel și european și NATO. Domnul președinte are șanse. Bună seara, Cristina Corpaș de la Gândul. Am și o întrebare pentru dumneavoastră cu privire la Cătălin Cârstoiu. Cum veți reuși să asigurați împreună cu domnul Ciucă colaborarea, având în vedere că este independent și dacă vă este teamă că se va întâmpla o situație asemănătoare ca în cazul lui Nicușor Dan, de exemplu, cum a fost susținut de liberal și ulterior s-a declarat a avea o doctrină separată? Domnul doctor e un om special. Și domnul Nicușor Dan s-a declarat în primă fază... Despre domnul doctor eu pot spune că este un om special. Și un om foarte corect. Pe domnul Nicușor Dan nu-l cunosc. Mulțumim mult! L-ați ascultat un pic mai devreme pe memoria sa, domnul Marcel Ciolacu, venind să vă explice câteva lucruri, să se coboare la nivelul dumneavoastră, să vă dea niște clarificări, de să nu vă vedeți. Nu știu dacă s-a clarificat treaba cu doamna Ramona Rodica Chiriac. Cum? S-a Chiriac. S-a clarificat. A zis că va clarifica ea. E bine, nu se poate. Ce să mai clarifice, mă, că te auzi și pe tine cu să clarificăm, să dai. Nu mă interesează de ce s-a retras, ci de ce a avut această atitudine. Nu contează. A, îi dați prea multă importanță. Bun, am văzut și pe domnul Marge, dânsa este și ambasador. A fost consul în Bavaria la mișto 4 ani. Mă rog, nu la mișto, pe bune, dar consul. Mult respect pentru ăștia trimiși așa pe colo, pe colo. De ce n-a zis că a lucrat și în prefectură la Bacău? Asta n-a spus-o. Era șefă de cabinet la prefectură în Bacău. Trebuie pornit de aici. Deci, prea multă importanță, prea multe vorbe despre nimeni. Se vorbește despre doamna ca fiind potențial comisar european. Vom vorbi cu Iohannis, să vedem dacă domnul președinte, cu tare. Dom'le, suntem condamnați la această doamnă. Vezi că suntem încarcerați în această problemă. Îi dați prea multă importanță. Ce importanță? Deci, a pornit ca o persoană care nu există în spațiu public, deși în prisma funcției sale ar fi trebuit să existe, să fie vizibilă, a sfârșit ca un om care, uite-te și tu, în ce situație, pune pe toată lumea. Ăștia de la PSD și PNL, în schimb, înțeleg că au renunțat la ideea unei deschizătoare de liste, o doamnă independentă și plină de bani. Nu găsește o femeie independentă în țara asta, mă, Firea Naibie, că nebunesc. Nu. Cum să nu găsești o femeie independentă? Doamna Firea, e o femeie independentă. Așa mi s-a părut tot timpul, eu n-am văzut altfel niciodată. Doamna Grapini e o femeie independentă pentru că ne-a confirmat domnul Marge. Independentă de limba română. Că se va regăsi pe lista asta. Da. Deși Piedone a anunțat în urmă câteva zile că niciun puselist de-al său nu, sau de-ai săi nu va fi pe lista comună PSD-PNL. Deci dacă Grapini se găsește pe lista comună PSD-PNL, înseamnă că e dat afară de la Piedone din partid și deci este o doamnă independentă. Și a zis și socială și liberală. E ce ai tu nevoie, poate fi orice și nimic. Deci, în principiu, așa va arăta lista pentru alegerile europarlamentare din partea PSD-PNL. Domnule, n-ai o ștampilă la îndemână că acum vreau să votez. Uite, acum vine să pun mâna pe ștampilă să-i dau un... Nu sunt foarte multe surprize. Da. Nu te șochează ceva? Eu încă mărturisesc că sunt așa... E șocat de lipsa domnului Blaga. Cu semnul întrebări, păi are de coordonat aici, în teritoriu. Are treabă, da, are de lucru. Mă miră prezența doamnei Firea. Deci, da, eu am anticipat-o și nu mă miră, da. Nu sunt un convins al candidaturii doamnei Firea pentru Parlamentul European, că asta ar însemna să fie mai mult acolo. Deci continui să nu fii convins nici după ce a fost trecută pe listă, după doamna Ramona, crezi că se va retrage și doamna Gabi? Da. Cel puțin, doamne, iartă-mă, dar parcă suntem blestemați, domne, să nu putem să ne bazăm pe o femeie independentă acolo la Bruxelles. Doamne, nu cred că își dorește atât de mult să meargă la Bruxelles. Dânsa are aici familia, are așa, să știi că sistemul ăsta funcționează bine când te muți acolo.
altfel cu copiii în țară. Adică nu pare profilul doamnei Firea, care are nevoie să fie implicat aici în astea, supărările astea cotidiene ale românilor. Doar să se ducă câteva luni acolo, singura ca să se întoarcă într-un viitor guvern la București și deci singurul său rol fiind acela de a trage un pic lista să ajute și un pic să, da. Altfel nu văd plus că îi lasă în următorii 5 ani acolo. Îi lasă pe bucureșteni de izbeliște. Asta e o chestiune care... Dacă nu bagi tu niște strâmbe pe bucureșteni, lasă să mergem mai sub 5 cuțite. Dacă bucureșteanul a rugat-o... Băi, deci conform declarației dânse. Pe femeie. Se întâlnea, uite, eu sunt bucureștean, doamna Firea, vă rog eu frumos, rămâneți aici. Ce faceți? Când începe să candidați pentru noi să ne scăpați de acest Nicușor? Dar, dom'le, o opreau bucureștenii din pas în pas, nu putea să meargă. Femeia 10 metri fără să nu vină bucureștean. Mă, nu mai și acum ce face? Se duce la Bruxelles, ne lasă... Da, mă, tot pentru români, gata, da, e așa, se răi. Păi ne lasă pe mâna... Te-ai mai dat și tu un șut. Pe mâna acestui domn Cârstoiu, nu? Poate dânsul continuă proiectele dânsului. Da, e posibil, da. Așa a promis. Da, adică va apărea și domnul Cârstoiu cu niște iepuri. Nu știu, întreb. Adică, acum, da, se pune problema că urmează Paștele, domne. Sigur, chiar. Paștele următor, că ăsta deja e organizat de acest Nicu Șordan. Dar domnul Cârstoiu n-ar putea să vină de Paște cu niște iepuri? Continuăm proiectele, doamne Firea. Nu știu, domnul Zafir, îmi pun și niște întrebări. Nu? E ca și cum judec pe cineva. Ia pe partea înaltă. Să nu câștige nici domnul Cârstoiu, nici domnul Nicușor Dan, să iasă piedone. Ea imaginează-se atunci Paște. Că vei plânge după decența și bunul gust specifice Herei Firea. Deci nu va veni cu iepuroi îmbrăcați în costum de blugi. Auzi, bă, da. Va veni cu iepuroi mascați în muschetari. Da, el ar putea să ceva de vis. Reunească aceste două curente de care dispune, banca, băncuța și statuia cu mușchetari. Și mă gândesc, domnule, ar putea să pună pe un mușchetar de ăsta pe băncuță. Ar putea să le pună... Nu știu dacă să mai amintești. Erai mic pe vremea aia, dar poate ți-au povestit. Alții. Cum arătau sărbătorile în sectorul 4 mandatele lui Piedone? Nu mai... N-am auzit. Dar chiar mi-ar plăcea să știu. Uite, chiar m-aș... Dacă aveți din asta câteva detalii. Păi, în primul rând, nu mai exista noapte. Căci de la Beculețe trăiai într-o zi polară. Toate luminile pământului. Ai văzut aurora boreală? Da. Nu, în poze sau în video nu te-ai dus tu până acolo, că e departe. Păi nu te mai mișcă după ce vedeai feria de culori din sectorul 4. Părea un copil ajuns la maturitate după o tinerețe fără dăniciunele. Știi când erai mic și ce? Păi n-am ajung eu mă pe banii mei și toți omuleții, toate soldăței, toate mașinuțele. Ajungi la vârsta aia în care ți-i permiți și nu ți-i mai cumperi, că nu te mai bucuri. E, unii dintre noi trec de copilărie, rămân cu gândul ăla, bă, dar și când o avea bandă, nu-mi pun beculețe și în cap, ca să nu spun și în altă parte, și chiar o fac, mă. Ajung primari și își împodobesc tot sectorul. După o scurtă pauză, muschetarii de la Bună România se întorc dramatic. Vrei să-ți facă fiedone statuie? Cu informații de ultimă oră și dar nu numai. Dar și cu telefoane în direct? Pentru că vom avea reacții de ultimă oră. Haide să-i vedem cum o dau la întors, să-i vezi acum. Sigur, decizia o doamnei profesionistă Chiriac, dânsa explicat, dânsa rămâne. Hai să vedem ce vor explica. Da. Pauză, revenim în direct.